Bă, frate meu, da, mâncai astăzi. Prăjimul era o tigaie de varză și prăjit pește și făcu o mămăligă caldă. Mă mâncai, mă și mâncai de nu mă mai săturam și spusei. Muiere, trage iute scaunul ăsta de sub mine că crăpaiești mâncând. Ce făcușa mâncare bună? Mă dă-te-i dracu, crăm mâncând. Bine, mă, dar de ce nu mănânci dumneata cât poți? Păi mănânc cât pot, dar nu mă mai satur. Trage iute scaunul ăsta de sub mine. E de așa și cu murcile ăsta. Trebuia să-l dărâme jos de la masă ca să nu mai mănânce, că nu se mai sătura, dar mai și spunea. În schimb, mitrului postul era foarte cumpătat. Dar nevastă sa îl cam critica. Mitru al meu se făcă un bățău. I-am dat lui o sticlă de vin și mai să nu-i ajungă până sâmbătă. Lasă-l fă să bea, să nu se ghișurească de tot. Că l-am văzut eu că umblă cam căcărjat. Lasă, lasă, lasă că merge bine, să nu-i duci dumneata grija.